Autoritățile capitale anunță că din cauza creșterii alarmante a numărului de infectări cu noul coronavirus, spitalele din municipiul Chișinău sunt supra-solicitate, iar în secțiile de terapie intensivă practic nu mai există locuri disponibile pentru pacienții în stare gravă. Conducerea municipiului va activa ultimul spital care să interneze pacienți COVID, iar pentru a face față mai departe situației solicită suportul puterii centrale. Altfel, practic nu vom putea interna pacienții în municipiul Chișinău, anunță primarul Ion Ceban. Municipiul Chișinău rămâne în scenariul roșu epidemic din cauza numărului mare de infectări cu noul coronavirus. Edilul capitalei a declarat la ședința de luni a serviciilor primăriei că aproximativ o treime din numărul total de cazuri la nivel național se înregistrează în Chișinău, cauză din care spitalele sunt supra-solicitate, iar secțiile de terapie intensivă aproape că nu mai au locuri pentru pacienții în stare gravă. La ora actuală sunt internați în spital 295 de pacienți, din totalul de 295 de paturi. Locuri libere nu mai sunt, iar majoritatea pacienților sunt în forme extrem de grave. Inclusiv mai sunt, se află în terapie intensivă și reanimare 16 pacienți din 16 locuri libere. Prin urmare, pe parcursul săptămânii curente vor fi activate ultimele spații disponibile la nivel municipal. Din 12 octombrie va primi pacienți și secția COVID a Spitalului Gheorghe Paladi. Acest spital este practic ultimul, cum ziceam, care mai poate fi activat din lista spitalilor municipale. Urmează să cooperăm și cu Ministerul Sănătății pentru căutarea soluțiilor și în spitalele republicane. Din 12 octombrie vor fi activate pentru că în acest sens există deja o dispoziție semnată. Avem o strategie specifică prin care deschidem noi locuri pentru pacienții COVID. Potrivit conducerii Spitalului Gheorghe Paladi, este planificată activarea 310 paturi pentru pacienții cu forme ușoare și moderate ale bolii, precum și a unităților de terapie intensivă. În cadrul instituției noastre, deci au fost desfășurate 9 paturi de terapie intensivă pentru pacienții cu stări grave și extrem de grave. Paturile respective erau dotate cu utilajul medical necesar, mă refer la ventilatoare. Deci pentru anul curent, dacă va fi necesitate, deci utilajul medical este în funcțiune și respectiv vor fi desfășurate aceste paturi și avem posibilitatea să le acordăm asistență medicală de terapie intensivă la un nivel înalt. Primarul capitalei a mai declarat că pentru a face față mai departe situației este necesară implicarea autorităților centrale. Altfel, spune el, se poate ajunge în situația în care instituțiile medicale din municipiul Chișinău, în special secțiile de terapie intensivă, pur și simplu nu vor mai putea interna pacienți COVID. Datele recente arată că în spitalele din Chișinău erau internate 868 de persoane infectate cu noul coronavirus. În stare extrem de gravă sunt 45 de persoane, alți aproximativ 500 de pacienți sunt în stare gravă. Edilul a mai adăugat cu referire la prognozele experților că până la sfârșitul lunii curente numărul de infectări zilnice ar putea ajunge la 2000.